Acțiune în forță pe strada Cazărmi din municipiul Slatina. Au fost toaletați copacii ce pot afecta firele și stâlpii de electricitate. Astfel, angajații CEZ împreună cu cei de la Serviciul Dezvoltare Urbană din cadrul primăriei municipiului Slatina au înlăturat crengile care ar putea lăsa în întuneric zeci de familii. În acest moment, angajații companiei de energie electrică desfășoară o acțiune de toaletare a copacilor care ar putea afecta firele electrice. În prezent se acționează pe strada Cazărmi din municipiul Slatina, dar astfel de acțiuni vor continua atât pe alte străzi din oraș, dar și în județul Olt. După vigilia de miercuri seara, angajații CEZ au intervenit în mai multe zone pentru remedierea problemelor apărute. Au fost afectate mai multe fire de electricitate care au fost rupte de vântul puternic. Astfel, cei de la CEZ și Dezvoltare Urbană Slatina vor să prevină apariția acestor incidente.